emisiune prezentată de School of Light. Bună seara, dragii mei! Sunt Alexandru Ducanu, fondatorul School of Light. Astăzi avem o temă dedicată relațiilor, pe care am intitulat-o 10 sfaturi la începutul unei relații. Bineînțeles, cei patru evangheliști au fost 3, Luca și Matei. La mine este un pic invers, pentru că, în realitate, am trișat puțin și v-am pregătit chiar 15 sfaturi, nu 10. Dar să spunem că 10 este așa mai aproape de cele 10 porunci pe care le-a adus Moise de pe munte și mi s-a părut un număr care să sune mai cool. Însă, până la urmă, ceea ce contează este mai puțin numărul, cât mai degrabă experiența din spate. Și se spune că proștii învață din greșelile lor și deștepții din greșelile altora. Precum am spus de foarte multe ori în School of Light, ceea ce eu împărtășesc sunt lucruri pe care le-am trăit, le-am experimentat, câteodată pe partea pozitivă a lucrurilor, câteodată pe partea negativă. Cu alte cuvinte, sunt lucruri, de exemplu, pe care le-am făcut greșit în viața mea și din care am căutat să extrag o anumită esență, să distilez o anumită esență, pe care să vă împărtășesc vă în această seară într-o manieră pozitivă, astfel încât să folosiți prostia mea spre beneficiul vostru. Cu alte cuvinte, lucrurile pe care eu le-am făcut greșit în viață, în relații, și felul în care le-aș face astăzi, dacă aș putea să dau timpul înapoi în anumite momente din viața mea. Primul sfat pe care îl am, sau prima recomandare, prima sugestie, este aceea că este bine să accepți ideea că poate 90% din ceea ce percepi cu privire la o persoană care te atrage, și vorbesc acum din perspectiva ambelor genuri, așa cum fac întotdeauna, și din perspectiva bărbatului și din perspectiva femeii, asumă că 90% din ceea ce percepi despre o persoană care te atrage sunt proiecții. Și atunci când spun 90%, în cel mai bun caz este o cifră, să spun, optimistă, în sensul că este probabil procentul mai mare. Proiectăm foarte multe lucruri la prima întâlnire. Cu cât impactul acelei persoane este mai mare asupra ta la prima vedere, și asta are legătură cu ceea ce se întâmplă la nivel de interacțiune subconștientă, cu atât cumva diverse conținuturi subconștiente se revarsă, se proiectează asupra celuilalt. Și bineînțeles că de cele mai multe ori vedem acea persoană în cele mai bune calități, întruchipând, să spunem, toate visurile pe care le avem, și este bine să fii cel puțin conștient de faptul că este foarte probabil ca tot ceea ce ți se pare că percepi la prima vedere despre o persoană să fie de fapt o proiecție a ta. Și este bine să aștepți, este bine să întrebi, nu să asumi. Noi presupunem foarte multe lucruri despre celelalte persoane. În realitate nu știm nimic despre ele și de foarte multe ori avem tendința să proiectăm felul în care noi gândim, felul în care noi simțim, valorile noastre, idealurile noastre, dorințele noastre și mai departe. Iar cealaltă persoană, în mod real, este o persoană complet străină, independentă, complet diferită de noi, și care are propriile concepții de viață, are propriile vise, propriile dorințe și mai departe. Este bine să nu te grăbești să asumi lucruri despre cealaltă persoană, despre ceea ce i-ar plăcea, despre ceea ce și-ar dori și așa mai departe, ci să pui întrebări, și să pui întrebări dintr-un spațiu de neutralitate, în sensul în care pur și simplu, în mod real, să aștepți răspunsul, să vezi exact ce are acea persoană de împărtășit. Și cel mai adesea oamenii la începutul unei relații spun adevărul, pentru că nu prea au mare lucru de pierdut.
Nu au investit foarte mult timp, nu au investit foarte multă emoție, nu au investit foarte multe speranțe. Cu alte cuvinte, nu au foarte mult de pierdut. Da? Este ca o afacere în care, o propunere de afacere care li se face, dar în care ei nu au investit încă nimic. Nu este ca o afacere în care poate că au investit un an de muncă, poate $1,000,000, poate foarte multe speranțe, suferințe și mai departe și nu sunt foarte dispuși să renunțe la acea afacere și atunci poate că vor încerca să facă anumite compromisuri, să treacă peste anumite valori sau principii pentru a face acea afacere să funcționeze. E bine, afacerea, relației care tocmai se stabilește, este ceva în care cealaltă persoană nu a investit absolut nimic și este mult mai probabil să spună adevărul. Mai ales în primele momente ale relației, în primele etape, apoi, dacă relația se consolidează, deja încep să fie lucruri pe care persoana le-ar putea avea de pierdut, inclusiv timpul investit, speranțele investite, emoțiile investite și mai departe. Deci, întreabă, stai într-un spațiu de neutralitate și caută să cunoști persoana din fața ta așa cum este ea, nu așa cum o proiectezi tu și acceptă că fiecare întrebare poate fi un deal breaker, cum se spune în lumea afacerilor, în sensul în care poate conduce către o concluzie că de fapt nu te potrivești cu acea persoană, că nu este potrivită pentru tine, nu este aliniată cu ceea ce tu îți dorești sau tu nu ești potrivită pentru acea persoană. Pur și simplu să constați la diverse puncte de intersecție, așa ca pe o hartă de destine, că drumurile voastre nu duc în aceeași direcție și să fii dispus, pregătit și capabil să pui stop fără ca acest lucru să rănească sentimentele cuiva. A doua recomandare pe care o am la începutul unei relații este aceea de a nu te grăbi. În general, pentru că ai o singură șansă să faci prima impresie și sunt lucruri pe care, odată făcute, nu le mai poți lua înapoi. Se spune, într-o legendă veche, că la un moment dat, pentru că regele l-a supărat vrăjitorul unui ținut, l-a blestemat și i-a aruncat un blestem foarte, foarte puternic. Și atunci regele s-a înspăimântat foarte tare, s-a aruncat la picioarele acelui vrăjitor și l-a implorat să-l ierte. Și vrăjitorul i-a spus, îmi pare rău, dar este prea târziu. Lucrurile au fost deja stricate. Sau, imaginează-ți că am în mână o cană, îi dau drumul, se face țăndăr jos, eu pot să cer iertare acelei căni, dar ea nu se va reface la stadiul inițial. Deci, odată ce ai apucat să faci o greșeală, este foarte greu spre imposibil ca să mai aduci lucrurile la forma inițială. De fapt, niciodată nu le vei mai aduce la forma inițială, indiferent ceea ce vei face. Asta sigur că este cumva într-o contrabalansă, într-un contrabalans cu o altă recomandare pe care o am și care pare în contradicție cu asta, dar ține foarte mult de măsură, de înțelepciune, și anume că trebuie să ai și inițiativă, pentru că uneori se poate întâmpla ca femeia sau bărbatul vieții tale să fie lângă tine un ceas, o zi, o lună, un an și dacă în acest interval oricare ar fi el, poate să fie și de o secundă, poate să fie și de o viață, nu ai nicio inițiativă de a face un pas către acea persoană sau a răspunde unui pas pe care acea persoană îl face către tine, pur și simplu să ratezi șansa de a fi cu bărbatul sau femeia vieții tale pentru că nu ai niciun fel de inițiativă și doar aștepți. Pe de altă parte, este foarte importantă ideea că de fiecare dată, în realitate, este o nouă zi, este un nou început și contează foarte puțin ce ai făcut în ziua anterioară. Poți să te comporți reproșabil 364 de zile dintr-un an dacă în cea de-a 365-a ai zbârcit-o și ai făcut lucrurile într-o manieră greșită, aproape că nu mai contează rezultatul. În fiecare zi, la nivel emoțional, cumva o luăm de la zero cu persoana din viața noastră și de aceea facem prima impresie în fiecare zi. Din această perspectivă, este bine să fim conștienți atunci când scoatem lucruri pe gură, de exemplu,
mă rog, pe gură, pe degete, că acum tastăm foarte multe mesaje, lucru prin care oamenii își distrug într-o foarte mare măsură șansele la o relație împlinită, pentru că odată ce lucrurile au fost făcute, nu mai pot fi luate înapoi. Sigur că unele aplicații permit să ștergi ceea ce ai scris, poți să-ți ceri scuze unei persoane dacă ai spus ceva nepotrivit sau ai făcut vreun gest nepotrivit, dar asta nu întoarce lucrurile înapoi. Al treilea punct este cumva legat de ideea de proiecție și aceea de a nu visa, de a nu proiecta prea mult din ceea ce tu speri că se va întâmpla în relația cu acea persoană după ce ai băut pur și simplu un suc sau o cafea cu o persoană, deja să-ți proiectezi viața împreună cu acea persoană, așa cum se întâmplă poate să facă unii dintre noi. Pur și simplu întreabă, ascultă, fii prezent, evaluează, pentru că persoana din viața ta, persoana din fața ta și din viața ta, de foarte multe ori are foarte puțin de a face cu ceea ce tu proiectezi în visele tale și cumva nu lăsa visele tale să o ia înaintea vieții, pentru că așa se creează frustrări. În momentul în care ești pur și simplu ancorat în prezent și atent la persoana din fața ta, orice ar face ea, atunci ești pregătit să răspunzi, nu neapărat să reacționezi, cât să răspunzi. Oamenii trăiesc foarte mult în reacție și asta este o altă problemă, are legătură cu rănile, cu frustrările pe care fiecare dintre noi le are. Dar ești capabil să răspunzi adecvat cu ceea ce persoana face în acel moment. Dacă tu ai luat-o cu visele tale 5 mile înainte și persoana nu se ține după tine, la un moment dat pur și simplu apare o tensiune, apare o frustrare. Încep să spui fel de fel de întrebări, poate nu sunt suficient de bun, poate nu sunt persoana potrivită, poate am greșit cu ceva și mai departe, să faci fel de fel de scenarii, fel de fel de procese de conștiință și intri într-un tip de spirală negativă care nu te duce către nimic bun în viața ta. Conștientizează faptul că pentru persoana din fața ta, tu ești o persoană complet străină, așa cum este și acea persoană pentru tine, dar indiferent de gradul tău de deschidere, de disponibilitate, pentru acea persoană ești o persoană complet străină. Imaginează un scenariu în care, nu știu, ești pe stradă undeva sau ești într-un tren, ești într-un spațiu public și vine o persoană la tine din senin și vrea să intre cumva cu bocanci în viața ta, cumva te bruschează chestia asta, except în cazul că este o persoană care ți este foarte dragă, ți este foarte cunoscută, cum ar fi ca într-un spațiu, nu știu, într-un aeroport, să vină o persoană să sară la gâtul tău sau... Deci, acceptă și interiorizează faptul că acea persoană este o persoană complet străină pe care trebuie să o iei de la zero, să construiești o relație din nimic, indiferent cine ești tu. Poți să fii o persoană în diverse roluri publice, știu și eu, nu știu, o vedetă de la Hollywood sau din showbiz, politician și așa mai departe, un scriitor de succes, un actor de succes și așa mai departe. Indiferent cine ai fi, nu asuma că persoana cealaltă știe ceva despre tine. Nu știu, poți fi un influencer sau în zilele noastre să fii o persoană publică este ceva foarte comun și la îndemână, nu este doar atributul unei anumite persoane. În sfera de multimedia în care trăim, pur și simplu este important să fii conștient de faptul că acea persoană nu știe nimic despre tine ca om, despre intențiile tale, despre valorile tale. Poți să fii Iisus Hristos, poți să fii Maica Tereza. Nu contează, pentru acea persoană ești o persoană complet străină. Dacă a avut și niște experiențe negative în viața sa, indiferent că este bărbat sau femeie, poate că va fi într-o zonă de suspiciune, va interpreta prin filtrul experiențelor trecute diverse cuvinte, diverse gesturi și mai departe. Și trebuie să dai șansa acelei persoane să intre în spațiul tău personal sau tu să intri în spațiul personal acelei persoane, însemnând nu doar spațiu fizic, însemnând spațiu emoțional, însemnând spațiu de gândire, în ritmul care este potrivit acelei persoane.
Poate că tu ești o persoană care se împrietenește ușor, poate ești o persoană care se deschide ușor, sigur, nu față de oricine, dar poate față de persoana potrivită. Dar asta nu înseamnă că acesta este și ritmul acelei persoane sau disponibilitatea ei de la trece de la o persoană complet necunoscută și care este străin la o persoană care să fie semnificativă în viața ei. Prin urmare, asumă faptul că ești un străin și fiind un străin este o persoană care nu a investit în tine niciun fel de sentimente, de emoții, de speranțe, de vise și toate deciziile pe care le va lua din acest spațiu de neutralitate le va lua din prisma propriilor dorințe, dintr-un spațiu poate de egoism, de egocentrism, poate cu cinism în anumite situații, pentru că este pe principiu mai aproape mi este cămașa decât haina, am grijă de mine întâi și apoi văd ce este cu celălalt. Cât timp celălalt este un spațiu străin, este un spațiu neutru, nu este cineva important în viața acelei persoane. Și atunci trebuie să fim conștienți în pașii noștri, în construirea unei relații de aceste lucruri. Oarecum legat de ceea ce am spus mai devreme, este faptul că nu există buton de undo. Da, am mai vorbit despre asta puțin mai devreme. La calculator putem pe internet să apăsăm butonul de undo și să ne întoarcem de unde am plecat. În relații nu putem să facem asta. Fiecare moment este un moment nou și nu putem întoarce momentul anterior înapoi orice am face. Except în cazul că suntem Superman și în acea scenă magnifică întoarcem pământul în sensul invers și dăm timpul înapoi, în viața reală și cu picioarele pe pământ nu ne putem întoarce în niciun alt moment al vieții noastre decât să ne smulgem eventual părul din cap, cei care au, nu e cazul meu, sau pur și simplu să tragem anumite învățăminte din ceea ce ne s-a întâmplat, însă în orice caz, în nicio situație nu ne putem întoarce în acel punct, nu avem butonul de undo, așa încât ar fi bine când suntem pe direct, când suntem în desfășurarea acțiunilor, să fim destul de conștienți și cumpătați și înțelepți în ceea ce vom face. Un alt punct, și am ajuns la al șaselea, se leagă cumva de ceea ce în opoziție de ceea ce am spus cu a nu te grăbi și anume acela de a-ți asuma riscuri. Relația înseamnă și riscuri, însă aceste riscuri trebuie să fie cumva controlate. Niciun acrobat nu face salturi mortale fără să aibă acea plasă de siguranță și undeva la un anumit nivel al ființei tale trebuie să fii capabil să ai o astfel de plasă de siguranță dacă cumva te-a luat valul și se poate întâmpla și ai făcut niște salturi mortale și ai sfârșit cu dinții pe asfalt, te ridici de acolo și spui plasa aia de siguranță. Asta înseamnă pași mult mai prudenți, mai multă ascultare, mai multă parte de asertivitate, cum se spune, cu alte cuvinte, o capacitate de dialog în care poate două treimi asculți și o treime pui întrebări și ești capabil să fii foarte prezent la ceea ce spune persoana și mai ales la limbajul non-verbal. De exemplu, așa, ca un mic tips, valabil și mai ales din perspectiva bărbaților. Nu atinge niciodată o femeie neinvitat sau dacă ea este atrasă, este interesată de tine, te va atinge ea. Într-un mod cumva, nu foarte ostentativ, dar o va face și asta va fi cumva un semnal că te place, că este confortabilă în prezența ta și mai departe. Dacă totuși o atingi într-un mod, să spunem, neostentativ și se retrage sau zice forget about, îți pierzi timpul de acolo, pur și simplu este clar că acea persoană acceptă prezența ta din politețe, poate din bun simț, dar în orice caz nu este o persoană care să fie atrasă de tine, să fie interesată de tine ca bărbat, vorbesc din perspectiva bărbatului. Și așa mai departe. Deci, cumva fii atent la astfel de limbaj non-verbal. Fii atent la unghiul în care stă atunci când vorbește cu acea persoană, indiferent că este bărbat sau femeie, acum vorbesc din ambele perspective, unghiuri care sunt
orientată către tine, inclusiv mai ales poziția picioarelor poate fi semnificativă, vis-a-vis de o deschidere, de un interes sau din potrivă de un dezinteres, eventuale poziții corporale ale corpului, dacă stați, de exemplu, la o masă și persoana tinde să se apropie de tine, să se aplece spre tine, este un lucru, dacă tinde să se îndepărteze, este alt lucru, dacă își mai încrucișează și picioarele, iarăși susține lucrul. Deci sunt foarte multe gesturi din care, la nivel non-verbal, putem să tragem anumite concluzii fundamentale dacă există o bază de atracție suficient de solidă încât să justifice să faci anumiți pași, pentru că cu persoana potrivită și care este atrasă de tine, indiferent că ești bărbat sau femeie, anumite gesturi pot să intre într-un dans, se pot completa foarte frumos, se pot susține unul pe celălalt, construiesc relația. Dacă este persoana nepotrivită, în sensul că nu este suficient de atrasă de tine, și aici poți să fii oricine, poți fi Dumnezeu pe pământ, gusturile și tipul de lucru care atrage o persoană sau alta la persoana de sex opus pot să nu aibă nicio legătură cu anumite criterii obiective sau general acceptate despre diverse lucruri. Se spune că gusturile nu se discută, le luăm așa cum sunt. Țin de setări la nivel subconștient destul de profunde și pe care este bine să le luăm ca atare, pentru că altfel înseamnă foarte mult timp pierdut degeaba. Deci, aceleași gesturi făcute cu persoana potrivită și care este atrasă de tine intră într-un anumit dans, într-o anumită logică și construiesc ceva, aceleași gesturi făcute față de persoana nepotrivită pur și simplu vor intra într-o cascadă de lucruri stângace, neplăcute, primite cu, nu cu ostilitate, dar cu rezistență, și deja intră într-o altă logică și nu faci decât să intri într-o cascadă de greșeli. Ești ca acel parior care a pariat greșit, a pierdut o sumă de bani și tot ridică miza sperând că va recupera pierderile, doar adâncindu-se în pierdere. La fel, dacă faci o greșeală, vrei să o salvezi și ajungi să faci o greșeală și mai mare, și vrei să o salvezi și pe aia faci o greșeală și mai mare, și cel mai bun și mai important lucru este să oprești pur și simplu. Dar mai multe despre restul de sfaturi după foarte scurtă pauză publicitară, revenim. Emisiune prezentată de School of Light. Ne-am reîntors și sfatul numărul 7 este acela de a conștientiza faptul că atât tu, cât și persoana din fața ta cu care poate ești la începutul tentativei de a forma o relație, are propriile frici, are propriile răni și propriile experiențe de viață, mai ales relațională, și va filtra fiecare cuvânt, fiecare gest pe care îl faci prin aceste filtre. Nu va auzi ceea ce spui tu, va auzi distorsionat prin aceste filtre și prin aceste răni. Tu doar ai sentimentul că ai comunicat foarte clar un anumit lucru, dar ceea ce ajunge la persoana respectivă s-ar putea să fie cu totul altceva. Și dacă într-o interacțiune față în față ai și tonul, ai și mimica, ai și gestica, ai și postura, lucruri care pot să dea o anumită culoare mesajelor tale, atunci când doar tastezi pe un telefon, lucrurile pot să fie mult mai neutre, cumva mult mai sărace din perspectivă comunicațională, pot fi interpretate ușor în diferite feluri și poate chiar pe dos față de cum ai intenționat. Așa încât această manieră modernă de a realiza relații prin telefon, prin mesaje, pe aplicații de mesagerie vocală, mă rog, de mesagerie scrisă în general, este o formă care de fapt sărăcește foarte mult conținutul emoțional, acela care până la urmă ne face să fim oameni. Pur și simplu trebuie să fim conștienți că celălalt este ca un geam, ca o oglindă, prin care lumina trece, cu alte cuvinte, mesajul tău, dar nu știi exact ce ajunge de partea cealaltă. Uneori este bine să
întrebi cumva ce a înțeles persoana. În mediul de business există cumva acest tip de training. Spune-le persoanelor din public ceea ce urmează să le spui, apoi spune-le și apoi spune-le ce tocmai le-ai spus. Cu alte cuvinte, o anumită pregătire pentru un anumit mesaj, livrarea mesajului și un rezumat al acelui mesaj, după care eventual vezi ca și feedback înapoi ce au înțeles acei oameni. Acest lucru se poate aplica cumva și în spațiul relațional, dar ține cont că dacă nu știi absolut nimic din istoria personală a acelui om, pur și simplu arunci așa în gol niște gloanțe, da? Dacă am putea să folosim această metaforă, și nu știi exact unde vor ajunge, tragi în întuneric, pentru că nu știi ce este în spate, nu știi pe ce tip de sol cad semințele pe care tu le plantezi acolo. Poate că semințele tale sunt foarte bune, sunt de cea mai bună calitate, dar dacă este un sol arid sau dacă este o inundație pe acel sol sau dacă este plin de, nu știu, de lăcuste sau păsări care să le mănânce acele semințe, nu se încolțească nimic. Este foarte important cel puțin să fii conștient de întunericul din spatele persoanei cu care vorbești. Și câteodată este vorba și despre propria sa umbră. Cu alte cuvinte, este vorba și despre ceea ce acea persoană nici măcar nu știe sau nu-și dă voie să știe despre ea. Sunt lucruri pe care le acceptăm despre noi înșine, sunt lucruri pe care le prezentăm despre noi înșine, sunt lucruri pe care le băgăm sub preș chiar și față de noi înșine. Primii oameni pe care îi mințim în viața noastră suntem de cele mai multe ori chiar noi, pentru că preferăm de foarte multe ori o minciună care să sune bine decât un adevăr care să sune rău. Un alt sfat este acela de a fi capabilă să ieși cu demnitate din orice etapă a unei relații, dacă ea ajunge într-un punct mort sau ajunge sau pare să fie un eșec. Pur și simplu, felul în care închizi o relație spune foarte multe despre autocontrol, spune foarte mult despre maturitatea emoțională la care ești, spune foarte mult despre încrederea în sine pe care o ai sau nu o ai, despre capacitatea de a fi prezent și de a accepta că nu există premise neapărat pozitive pentru nimic pe lumea asta, totul se construiește din mers. Și dacă lucrurile ajung într-un punct mort sau ajung într-un punct rău, poți să privești și din perspectiva pozitivă. Spunea cineva, eu privesc întotdeauna partea plină a paharului, pentru că doar apa aia pot să o beau din pahar. Poate că acea persoană ți-a făcut o favoare, poate ți-a făcut un serviciu în faptul că nu ți-a răspuns sentimentelor sau nu a fost interesată de o relație cu tine sau pur și simplu nu ai reprezentat în acel moment din viața acelei persoane o prioritate. Poate că ți-a făcut un serviciu pentru că în felul acesta ți-a dat șansa poate să întâlnești o altă persoană care să fie mult mai potrivită decât prima. Nu știi niciodată ceea ce ți-a pregătit destinul, ceea ce ți-a pregătit divinitatea, și noi ne cramponăm foarte mult de apa vărsată, de laptele vărsat pe jos, fără să fim capabili să acceptăm cu demnitate orice fel de pierdere, să cut our losses, cum se spune în afaceri, să ne tăiem, să ne minimizăm pierderile. Și să mergem mai departe. Ceea ce este foarte important este, din punctul meu de vedere, capacitatea de a-ți menține respectul în proprii ochi. Apoi, sigur că este important și să nu rănești o altă persoană într-un mod inutil, din frustrare, din orice fel de stări sau sentimente de tipul acesta. Iar pe de altă parte, a ieși cu demnitate dintr-o situație poate fi, uneori, poate fi singura șansă de a salva acea situație. Adică există și cazuri în care este posibil să se ajungă într-un punct mort sau într-un punct rău, dar capacitatea ta de a pune stop cu demnitate unei anumite situații poate crea premisele, nu este obligatoriu, dar poate crea premisele în teorie ca cealaltă persoană totuși să reevalueze
și se poate să-ți dea o a doua șansă într-un alt moment sau într-un alt context. Dar dacă te agăți de acea situație, de frustrările tale, de a găsi vinovați, de a jigni persoana respectivă și așa mai departe, lucrurile vor fi distruse pentru totdeauna. Dar cel mai important și cel mai important vor fi distruse pentru tine în încrederea ta în tine, în starea ta de echilibru emoțional și în capacitatea ta de a intra într-o altă relație viitoare dintr-un punct pozitiv. Folosește fiecare experiență pe care o ai în spectru relațional pentru a construi în viața ta, pentru a învăța ceva, pentru a extrage o anumită înțelepciune și pentru a fi capabil într-o altă situație de viață să reacționezi altfel. Nu asuma că celălalt se va purta cu tine potrivit valorilor tale, potrivit cu cine ești tu, pentru că cealaltă persoană nu știe cine ești tu. Și uneori ia destul de mult timp ca cineva să afle despre tine cu adevărat. Depinde și de capacitatea ta de expresie a propriei ființe, dar oamenii sunt destul de egoiști și egocentrici și, în general, atenția lor este focalizată pe ei și ceea ce are legătură cu ei, mai puțin pe tine și ceea ce are legătură cu tine. Prin urmare, nu considera că ești prioritatea numărul unu în viața lor și abia așteaptă să afle lucruri despre tine, pentru că nu este cazul. Poate că ești, în cazul în care le atragi atenția, ești printre prioritățile acelei persoane, în niciun caz prioritatea numărul unu. Prioritatea numărul unu este chiar ea. S-au făcut cercetări la nivelul discuțiilor telefonice dintre persoanele la nivelul Statelor Unite și ghiciți care a fost cuvântul cel mai folosit, cu frecvență cea mai mare în aceste discuții telefonice. E bine, cuvântul a fost eu. Oamenii sunt foarte centrați pe ei înșiși, pe propriile lor valori, pe obiectivele lor în viață și în măsura în care te potrivești cumva în acel puzzle al vieții lor, s-ar putea să ai un loc acolo, în acel puzzle, altfel nu. Și ține cont de faptul, am punctat puțin mai devreme, că indiferent cine ai fi pe lumea asta, ești doar un alt bărbat sau doar o altă femeie pentru acea persoană la început. Adică unul din restul de 3,54 miliarde de bărbați sau femei și atât. Și te va trata ca atare. Prin urmare, nu asuma că o să asume despre tine ceva, pentru că nu o să asume și dacă o să asume, probabilitatea nu este neapărat că o să asume lucrurile cele mai pozitive. Se poate întâmpla și asta, apropo de proiecții, poate și altă persoană să proiecteze lucruri poate chiar mai bune despre tine decât este cazul, dar este posibil să fie și proiecția negativă, să fie proiecția umbre, să fie proiecția temerilor, frustrărilor, rănilor pe care le-a avut în relația cu sex opus, dacă acea persoană a fost foarte frustrată, rănită, respinsă, abandonată și așa mai departe, poate că nu va proiecta neapărat cele mai bune așteptări de la tine ca reprezentant al sexului care i-a produs aceste emoții. Ține cont că niciun om pe lumea asta nu merită să îți pierzi respectul față de tine și nu merită să te umilești sau să te pui într-o poziție sub demnitatea ta, orice ar însemna asta pentru o relație. Dacă o persoană te pune într-o astfel de situație, înseamnă că nu te merită. Se spune de altfel că frumusețea este în ochiul privitorului, dar nu prea se explică foarte bine acest lucru. Ceea ce se întâmplă este că nimeni nu poate vedea în noi mai mult decât este el însuși. Deci, ceea ce o persoană va vedea în tine, bărbat, femeie, este exact la nivelul capacităților sale de a vedea. Dacă tu ești o persoană specială dintr-un anumit punct de vedere, dar acea persoană nu este, ea va vedea exact cât este ea și nimic mai mult. Pur și simplu este oarbă în spectrul de dincolo de capacitatea pe care o are. Și trebuie să fii capabil să accepți lucrul acesta și
pur și simplu să îl iei ca, ca atare. Sunt oameni care este posibil să nu aibă pur și simplu capacitatea de a te vedea așa cum ești cu adevărat. Și nu ai ce face cu acest subiect, nu poți să intri cu forcepsul în mintea, în sufletul acelor oameni pentru a te vedea pe tine așa cum ești cu, cu adevărat. Pur și simplu există oameni care te vor vedea, există oameni care nu te vor vedea și asta este situația. Ține cont de faptul că atracția nu este ceva care să aibă legătură în niciun fel cu valoarea ta ca și om. Atracția este ceva care se întâmplă la nivel subconștient, are ceva legătură și cu zona de hormoni, de de anumiți feromoni care sunt la nivel corporal, se spune. Dar asta are mai adânc, pentru că este o expresie materială a unor energii care există în noi, o anumită polaritate, anumite programe, anumite energii pe care cealaltă persoană le caută, le simte, se simte atrasă de ele de foarte multe ori. Este o proiecție a unui model subconștient de bărbat ideal sau de femeie ideală, care are legătură cu amintiri foarte vechi din copilărie, din felul în care ai fost crescut de părinți, de adulți care au avut un anumit impact asupra vieții tale și ai incorporat anumite trăsături care funcționează pe principiul lui Pavlov, se apasă anumite butoane, se declanșează anumite stimuli emoționali și răspunzi din punct de vedere erotic unor anumite tipuri de stimuli și asta înseamnă de fapt atracție, cel puțin la prima vedere, apropo de acest magnetism sau dragoste la prima vedere. Nu are absolut, dar absolut nicio legătură cu valoarea ta ca om, cu ceea ce ești la un nivel mai profund, cu ceea ce ai realizat în viață și așa mai departe. Nu are absolut nicio legătură. Motiv pentru care este posibil ca, nu știu, o persoană pe care o placi, pe care o cortezi, fie că ești bărbat sau femeie, să vezi că poate nu răspunde atenției pe care o acorzi și vezi acea persoană cu un bărbat sau o femeie care ți se pare că este la 10 etaje sub tine și se poate să fie adevărat, însă acea persoană este persoana în care regăsește la nivel subconștient ceva care îi activează anumiți stimuli emoționali, aia este persoana, bărbatul, femeia de care este atrasă, persoana de interes pentru tine. Și lucrul ăsta are de-a face cu o anumită primitivitate a erotismului nostru. Noi putem să intelectualizăm foarte mult relațiile, putem să intelectualizăm foarte mult și să facem o întreagă filozofie despre relații, despre ceea ce ne dorim și mai departe. Foarte rar, dacă pui o persoană să-și facă o listă cu portretul ideal de bărbat ideal sau de femeie ideală, persoanele reale pe care le va avea în viața sa vor fi apropiate de acel model. Poate uneori se va forța să facă lucrul ăsta, dar cel mai adesea nu. Aceea este imaginea pe care și-ar dori-o despre sine și despre partenerul ideal, dar nu este tipul de partener, parteneră de care este atrasă acea persoană. Lucrurile sunt la nivel subconștient, la nivel destul de primitiv, la nivel de arhetipuri, de energii destul de primare de care suntem atrași, care au legătură cu magnetismul și dacă partea asta nu există, nu funcționează, este foarte puțin probabil ca o relație să funcționeze. Este posibil ca ea să se întâmple, dar să se întâmple până când acea persoană întâlnește ceva mai bun. Ceva mai bun nu însemnând o persoană superioară ție, fie că arată mai bine, fie că este mai de succes, fie că are mai mulți bani, fie că oricare ar fi situația,
ci pur și simplu mai bine în sensul acelei atracții, acelui magnetism, care este o chestie destul de primitivă. Aș putea spune animalică, dar ar suna rău, dar să știți că nu o spun într-un mod peiorativ. Este pur și simplu ceva instinctual, la nivel subconștient, care poate să funcționeze sau nu, și dacă nu există acea bază, noi ne putem minți frumos că este o relație, va fi o relație călduță, în primul rând va fi o relație în care nu va exista suficient de multă pasiune și atracție. Oricum, oamenii își distrug destul de mult în relații pasiunea și atracția, și partea aceasta de erotism pare să dispară pe măsură ce relațiile devin mai longevive, dar dacă și pleci de la un nivel foarte slab, atunci unde vei ajunge peste 10 ani sau peste 20 de ani în acea relație? Învață din greșelile anterioare. Sigur, am spus la începutul acestei emisiuni că proști învață din greșelile lor și deștepții din greșelile altora, dar oarecum sunt cei care nu învață nici măcar din propriile greșeli. Pentru că de foarte multe ori facem repetitiv, recurent, același tip de greșeală, schimbăm doar persoana, aceeași mărie cu altă pălărie, repetăm anumite tipare sau atragem același tip de persoane cu același tip de profil în viața noastră, pentru că nu învățăm și nu învățăm și nu învățăm o anumită lecție pe care vrea să ne dea destinul. Și fiecare dintre noi am venit cu anumite lecții majore de care avem nevoie la nivel sufletesc. Există în multidimensionalitatea ființei noastre anumite nevoi ale sufletului și există anumite nevoi, să spun, la nivel uman. Și astea sunt două lucruri destul de diferite, pentru că sufletul nostru este ceva nemuritor, imaterial și a cărei principală dorință este evoluția și care privește în nemurire spre viitor. Este puțin un paradox, așa, și un joc de cuvinte. Pe când noi, la nivel uman, vrem să trăim clipa, vrem să trăim acum, luăm decizii bazat pe personalitatea noastră, bazat pe anumite senzații corporale pe care le avem, plăceri hedoniste pe care le avem. Și câteodată este chiar și o contradicție între acestea două. De foarte multe ori, oamenii intră în relații cu anumite conflicte între părți din ei, se sesizează că o anumită persoană este foarte potrivită din perspectiva sufletului, a ceea ce îți comunică propriul suflet, dar personalitatea acelei persoane, ego-ul său, să fie ceva cu care să fie foarte greu de trăit, foarte greu de gestionat. Dacă cumva te-a fericit, cu ghilimele, Dumnezeu, să ai și niște capacități extrasenzoriale și cumva să treci prin personalitatea din fața ta la nivelul spiritului, este posibil să-ți faci o anumită idee despre vibrația unei anumite persoane, despre lumina unei anumite persoane, despre frumusețea unei anumite persoane la nivel spiritual, la nivel sufletesc. Dar acea persoană, ca om, ca ego, ca personalitate, să aibă foarte puțin de a face cu ceea ce tu percepi la nivel spiritual, dacă persoana nu și-a integrat foarte bine lucrurile sau chiar și dacă și-a integrat, este o diferență destul de mare între dimensiunea spirituală să sufletească și dimensiunea umană. De foarte multe ori se fac confuzii între aceste lucruri, chiar și persoanele care sunt percepute ca fiind foarte elevate spiritual rămân până la capăt oameni, cât timp trăim în această dimensiune 3D, avem și această componentă și ea are limitările ei, limitările materiei, opacitatea materiei, primitivitatea reacțiilor venite din căutarea plăcerii și evitarea suferinței, care sunt, să spun, principalii motivatori ai comportamentului uman. Pe un registru mai pragmatic de data aceasta, la nivelul sfaturilor, este să nu discuți despre fostele tale relații cu persoana pe care tocmai ai cunoscut-o, nici de bine, nici de rău, pentru că în ambele situații vei pica prost. Dacă vei vorbi de rău, pur și simplu, persoana din fața ta s-ar putea gândi, ok, eu o să fiu următorul fost sau următoarea fosta și va vorbi despre mine tot în termeni la fel de răi cu următorul sau următoarea.
Dacă vei vorbi de bine, s-ar putea să îi accentuezi acelei persoane anumite insecurități, să-i trezești anumite gelozii și așa mai departe și iarăși pică prost. Așa încât varianta cea mai bună este pur și simplu să eviți să deschizi discuția despre fostele tale relații, chiar dacă vei fi poate tentat să faci lucrul acesta și vei fi tentat cu atât mai mult cu cât poate că nu ți-ai închis suficient de bine acele relații. Motiv pentru care la nivel emoțional mai ai anumite trigăre și mai simți nevoia să te întorci în trecut și mai simți nevoia cumva prin discuția pe care o ai cu această persoană pe care o cunoști să vrei cumva să ajungi la un fel de closure, la un fel de închidere a acelor lucruri, dar este bine să ți-ai închis tu cu tine și cu persoanele cu care le-ai avut de închis și să lași cumva morții la locul lor, dar în cimitir, cu ghilimele de rigoare, sigur, este o metaforă, și să nu faci un dans al scheletelor prin fața persoanei respective. De altfel, știți că era un banc amuzant care spunea că la un moment dat într-un cimitir pe la 12 noapte au ieșit fel de fel de scheleți de prin cavouri și au început să facă un party, un foc, mâncare, distracție, muzică, dans, nu știu ce. Și la un moment dat unul dintre ei se începe să cațere pe gardul cimitirului, la care zbang, ia o lopată în cap, era groparul și spune, băi, râdem, glumim, dar nu părăsim incinta. Așa și noi, este bine să ne ținem propriile cadavre, propriile schelete în incinta noastră, a sufletului nostru, a experienței noastre, și să nu expunem inutil noua relație la așa ceva. Și mai este ceva, chiar pe final, acela de a nu avea o anumită disperare sau o anumită încrâncenare vis-a-vis de o anumită persoană, indiferent cine ar fi ea. Dacă acea persoană este menită să fie în viața ta, atunci va fi. Nu trebuie să ai încrâncenare, nu trebuie să ai disperare, nu trebuie să forțezi lucrurile, pur și simplu. Lași lucrurile să se întâmple, dacă ele se întâmplă spre bine, ok, dacă se întâmplă spre rău, ok. Dacă poți să schimbi ceva, schimbă. Dacă nu poți să schimbi ceva, deja te îngrijorezi. Era acea sintagmă, dacă este o problemă, poți să o schimbi. Da, atunci deja te îngrijorezi. Dacă ai o problemă și nu poți să o schimbi, ok, atunci deja te îngrijorezi. În ambele cazuri, dintr-un spațiu de liniște, putem să acceptăm acea vorbă, let go, let God, dă drumul și lasă pe Dumnezeu și lasă destinul să-și facă partea lui. Aceasta a fost ediția de astăzi. Sper să vă fi adus ceva insight-uri folositoare în viața voastră. Eu sunt Alexandra Ducanu, pe curând! Prezentată de School of Light.